v-am regăsit, stimați telespectatori, după cum, nu că v-aș fi anunțat ieri, că dumneavoastră oricum știați că traversăm o lună a cadourilor, o lună a gesturilor frumoase, o lună a sensibilității, o lună a faptelor bune, o lună în care noi toți ne spunem unul altuia sau chiar nouă înșine să fim mai buni. Și să fim mai buni cu semenii noștri, pentru că așa ne-am născut noi. Noi, de fapt, ne-am născut niște oameni buni. Pe parcurs au mai intervenit alte cele și s-au mai schimbat câte ceva dintre. Dar, în principiu, noi ar trebui să nu ne dezmințim și să facem numai lucruri frumoase pentru cei din jurul nostru. Ei bine, despre lucruri frumoase vrem să vorbim în continuare. Și am ales să discutăm astăzi cu un om care trăiește în mijlocul unor oameni speciale. O să-mi iertați dumneavoastră repetiția, pentru că nu pot să o evit. Este un om care trăiește în mijlocul unor oameni speciale. A să înțelege foarte bine sensul profund al cuvântului om. Da? Așadar, Mihaela Munteanu, director comunicare din cadrul Fundației Alături de Voi. Pentru că noi vrem să știm cum vor veni sărbătorile alături de voi. Bine că ați venit, stimată doamnă! Bună ziua, bine v-am găsit! Sărbătorile întotdeauna trebuie să vină cu bine. Așa alături de eu. Cei care ne sunt dragi, cred că așa este cel mai corect să ne închipuim, chiar dacă unii dintre noi, din păcate, nu au alături persoane dragi la fel de multe câte avem noi, probabil. Sărbătorile trebuie să vină cu bine. Iar la noi vin cu bine și cu foarte multă muncă, pentru că suntem pe ultima sută de metri, pregătim. Da, dar auziți, dar de ce așa se întâmplă la România? Majoritatea lucrurilor pe ultima sută de metri se va. Pentru că obiceiurile acestea au un prost, pentru că sărbătorile acestea au un prost obicei să vină la capătul unei luni, probabil. Glumesc Iată, firește. Nu m-am gândit la asta. Da, da, glumesc firește. E clar că atunci când se apropie sărbătoarea și noi trebuie să ne punem totul la punct, urmează câteva zile libere, zile în care trebuie să ne bucurăm că am muncit bine și cam aceasta este starea pe care o avem noi la Fundația Alături de Voi România, unde se știe că există o unitate protejată în care lucrează și 36 de persoane cu dizabilități. În momentul acesta, să știți că eu am plecat din ateliere și am venit aici la dumneavoastră la emisiune. Dar ce faceți acolo? Ce se întâmplă acolo? Tot felul de obiecte de tip cadou, de sărbătoare, de aia da, spun nu, că suntem acum, foarte nu, stați, ocupați. Stați, că nu merge așa. Deci trebuie să deschideți o mică paranteză și să ne spuneți, să ne divulgați ce fac acele mânuțe dibace? Acele mânuțe dibace care sunt mâini de angajați, oameni foarte valoroși. În atelierul de croitorie realizau o sumă de produse de genul echipamentelor de protecție. O comandă pe ultima lună a anului venită din partea unui client al nostru. În atelierul de legătorie manuală se fac acum felicitările și se fac calendare și de la clienții noștri și cele pe care le vom trimite noi către colaboratorii și prietenii noștri. În depozitul de arhive și respectiv serviciul de arhivare fizică, așa cum fac gospodinele când pui totul în ordine, cam așa fac și colegii noștri, cei din echipele mobile de arhivare, pentru că pun totul în ordine, să lase fiecare document acolo unde trebuie, în siguranță pentru perioada în care vom fi liberi, timp de câteva zile, trebuie să recunoaștem. Cam asta se întâmplă în ateliere. Se și pictează globuri în atelierul de pictură. E foarte frumoasă această foarte perioadă. Frumos. Iar în clubul tinerilor am lăsat, cred că vreo 30 de tineri care își pregăteau colindele, care au învățat să lucreze astăzi la mergeți calculator. Mergeți cu colinda? Noi nu prea mergem, dar îi pregătim pe ei. Păi da, în sensul da. Copiii fundației, tinerii fundației. Sunt tineri care merg împreună cu prietenii lor, nu mergem în grup din partea fundației colinda. În schimb, pentru că avem animatori și psihologi și asistenți sociali care lucrează cu ei, îi pregătim și de perioada sărbătorilor să se bucure și pentru că merg cu colinda. Da, ce frumos! E frumos! Întotdeauna în zona ONG-urilor e foarte frumos. Mă întreb ce faceți aici.
Noi aici? Lucruri bune, frumoase! Iată, vorbim despre ceea ce faceți dumneavoastră. Aducem în fața telespectatorilor lucrurile frumoase care se întâmplă în jurul nostru. Pentru că, repet, nu știu câta oară, în această emisiune refuz să vorbesc despre lucrurile rele. Pentru că ne-am săturat de rele și oricum există guri care să vorbească despre cele rele, astfel încât și cele bune trec așa, ca și când nici n-au fost. Dar cum se întâmplă ceva rău, cum imediat. Așa încât eu insist să aduc în această emisiune fapte frumoase, oameni frumoși. Vrem să le prezentăm telespectatorilor și ceea ce nu știu că se întâmplă bine în jurul lor. Da, și de aceea astăzi sunteți aici să ne spuneți, pentru cei care nu cunosc, cine sunt angajații de Fundația Alături de Voi România. Da, da. O parte sunt specialiști în asistență socială și psihologie, cei care lucrează pe proiecte și programe. O parte sunt tineri cu dizabilități angajați în cadrul unității protejate util DECO. Ei au statutul de angajat obișnuit, sunt și beneficiarii noștri, pentru că așa i-am descoperit, i-am asistat inițial ca și beneficiari. Noi lucrăm pentru persoane cu dizabilități, misiunea noastră este incluziunea persoanelor cu dizabilități, așa cum știm cu toții, și zilele acestea au fost tot felul de manifestări în care s-a vorbit despre persoana cu dizabilități. Ca să spunem lucrurile bune ca în emisiunea asta, mai avem un pic de lucru până când societatea noastră să fie inclusivă. Mai avem un pic mai mult de lucru, ne planificăm asta pentru anii viitori, în așa fel încât să fim o societate mai bună, mai tolerantă și mai primitoare pentru oamenii aceștia. Ei au nevoie și de formare profesională, au nevoie și de locuri de muncă, au nevoie să fie priviți ca oameni normali care pot să fie, să-și demonstreze valoarea. Și noi, pentru 36 dintre oamenii aceștia, ei nu sunt întotdeauna aceiași, pentru că intră, ies din unitatea protejată, așa cum e normal la orice loc de muncă. Dar noi avem aceste 36 de locuri de muncă rezervate pentru ei și cei care reușesc să se acomodeze cu sprijinul nostru la un loc de muncă au chiar șansa să lucreze într-o firmă pe piața liberă a muncii. Asta dacă reușim să-i convingem. Aveți și persoane cu HIV, nu? Avem și persoane cu HIV. Dacă reușim să-i convingem să se încadreze pe piața sigur că muncii? Da. Și ca să termin, dacă reușim să-i convingem pe angajatori că persoanele cu dizabilități, infectate sau neinfectate cu HIV, sunt angajați foarte buni pe care pot conta. Iar ca să revin la cei infectați cu HIV, pentru că probabil telespectatorii dumneavoastră au și auzit de evenimentul Funda Umană, fie în fața Palatului Culturii, în unii ani în fața UMF-ului din Iași, în alți ani înăuntru la Palace, am realizat un lanț uman, eu m-am și îmbrăcat regulamentar, de aici roșul acesta, care e specific organizației noastre, facem acel lanț uman de solidaritate cu persoanele infectate cu HIV. Ziua de referință este 1 decembrie, dar fiind ziua națională, sau ne întâlnim înainte sau după ziua națională, în așa fel încât să lăsăm românilor ziua națională doar pentru acest tip de eveniment. Funda Umană anul acesta a împlinit 10 ani de când se realizează la ea și poate... Când au trecut anii ăștia? Noi am întinerit și anii au trecut. Da. Vestea bună este că ne-am maturizat ca și comunitate și am devenit mai toleranți și mai buni, pentru că dacă în urmă cu ani de zile, la primele ediții ale Fundei Umane, lucrurile nu stăteau chiar foarte bine, acum putem spune că nu mai sunt mari probleme privind discriminarea persoanelor cu dizabilități, mai avem probleme un pic cu educația, aici trebuie să mai muncim, să învățăm ce înseamnă infecția cu HIV și cum putem deveni responsabili în raport cu propria persoană. Dar anul acesta, la Casa Studenților, pe 2 decembrie, i-am chemat pe scenă, tot în intenția aceea de a spune numai lucruri bune, așa, pe toți cei care de-a lungul timpului ne-au sprijinit. Să știți că una din diplome este și pentru TLM, pentru că ați fost partenerii noștri de-a lungul timpului și pentru că presa e un motor foarte important. Dacă presa spune ceva de genul lagărul SIDA, așa cum se întâmpla cu mulți ani în urmă, da, așa, atunci
lumea reacționează. Dacă presa spune, ei pot, sunt valoroși, sunt extraordinari, să-i scoatem în față, să ne bucurăm că putem fi atât de toleranți și de umani și știm atât de multe lucruri încât nu ne temem de acești oameni, atunci oamenii urmează liderul de opinie, că așa e normal. Așa este, așa este. Da, și până la urmă, contează foarte mult informația, dacă suntem destul de informați despre pericolul sau nu neapărat, atunci putem lega prietenii? Sigur că putem. Pentru că nu este, știți cum se spune, că nu e dracul chiar atât de negru. E o expresie dură, însă am vrut să zic că pe noi ne sperie doar ideea, fără a fi informați. La prezentarea pe care am făcut-o la acest eveniment 10 ani de solidaritate la Iași, să știți că chiar de la această idee am început. În urmă cu 20 de ani, când a apărut primul caz de transmitere a infecției cu HIV, chiar 30 de ani, ca să fiu foarte corectă, când a apărut primul caz, firește că lumea s-a speriat ca de orice lucru nou, înspăimântător, citit pe aici, pe acolo și având informații foarte puține. Ne-au trebuit 30 de ani pentru a deveni mai educați, pentru a înțelege, pentru a crea sisteme și astăzi infecția cu HIV este o boală cronică. E adevărat, e o boală foarte dificilă pentru cei care sunt infectați cu HIV. Dar e o boală cronică, nu se transmite HIV nici dacă ești în autobuz, nici dacă ești la locul de muncă lângă o persoană care este infectată. Se poate transmite dacă intri în contact cu sângele infectat și ai o rană deschisă. Se poate transmite la o manevră medicală la risc, deci trebuie în continuare să fim foarte atenți. Se transmite prin contact sexual neprotejat cu o persoană infectată, iarăși trebuie să fim foarte atenți. Și atunci, dacă avem toate aceste informații, putem discerne ce comportamente din ceea ce am sunt la risc. La școală nici nu e vorba de activitate sexuală, nici nu este vorba de transmitere de la mamă la copil, nici nu este vorba de contact cu sânge infectat, deci la școală putem merge cu oricine, nu e nicio problemă. La locul de muncă, de asemenea, nu avem nicio problemă. În viața intimă trebuie să fim atenți, în relație cu sectorul medical trebuie să existe siguranță, să fim atenți. Deci sunt câteva norme pe care trebuie să le luăm indiferent dacă știm că o persoană e infectată sau nu. Pentru că așa cum se transmite HIV prin intermediul sângelui de pildă, se transmit multe alte boli. Exact. Sigur că da. Așadar, cu cât suntem mai educați, cu atât ne temem mai puțin și suntem mai buni, mai generoși și mai frumoși, cât de la asta pornisem. Păi și așa și trebuie să fim. Da, deci sărbătorile alături de voi vin frumos, vin cu multă muncă, da, și și cu rezultate vin. Da, acum am vrut să zic asta. Exact, cu rezultate, vin cu rezultate. Lăudați-vă puțin. Da, chiar vrem să facem lucrul acesta. Ne lăudăm cu faptul că suntem unii dintre cei care își plătesc taxele și impozitele la stat atunci când trebuie. E o laudă? Așa. Nu știu dacă e o laudă, dar e o stare de fapt. Nu, e o stare de fapt. Vreau să vă spun ceva. Lucrând într-o întreprindere socială de inserție, așa cum este Utilteco, aplicând pe proiecte europene. Noi suntem dintre cei care suntem ceas în ceea ce privește taxele și impozitele. Nu doar comunitatea ne dă din când în când câte un suport și noi dăm comunității suportul respectiv. Mă mai laud? Vă rog, avem timp, avem! Exact. Încercăm să promovăm întreg sectorul ONG-urilor. Nu ținem cont doar de faptul că noi trebuie să ne dezvoltăm, ci suntem și alături de colegii noștri. De altminte, noi când ne-am întâlnit, eram la un eveniment la care Utilteco, Unitatea Protejată a Fundației Întreprinderea Socială, era sponsor. Deci, întoarcem și noi cât putem comunității binele acesta. Mă mai laud? Vă rog! Așa. Bun, dar v-am spus că avem vreme! Avem proiecte și programe în implementare extrem de importante pentru comunitate. De pildă, în acest moment se derulează un proiect, se numește Parteneria pentru Incluziune, așa, în care sunt 9 parteneri, 2 instituții publice și 7 organizații neguvernamentale. Și este singurul proiect în care nu putem să ne îndeplinim planul mai mult decât se poate, adică
facem informări în toate comunele din județul Iași-Vaslui. Mai mult de atât nu se poate. Să ducem informația la cei din rural care chiar au mai nevoie. Puține surse, care au nevoie de o informație certă, nu internetul care e plin și de lucruri bune și de lucruri rele și corecte și incorrecte. Noi venim cu specialiști care pot acorda consiliere. Și de asemenea, mă mai laud? Cum să nu? Dar mă întrebați! Suntem un punct de sprijin pentru sute de tineri care vin la Clubul Tinerilor, la acest centru de zi pentru tinerii din familii dezavantajate, pentru tinerii care au părinții plecați în străinătate și noi știm cât de importantă este o vorbă bună la timp. Chiar dacă și părintele nu e acolo. Organizați anumite acțiuni pentru organizăm acei copii. Activități speciale pentru ei, dar avem și program de consiliere de câte ori este nevoie. Și consiliere individuală și de grup. La dumneavoastră? Da. Ne sunt referite cazurile sau de către școli, pentru că văd cadrele didactice acolo unde sunt probleme, sau de către asistenții sociali din comunitate, sau pur și simplu părinții vin și spun am un copil cu o problemă, ne puteți sprijini. E un centru de resurse foarte important. Deci vin părinții, da? Vin, știu despre dumneavoastră. Știu. Și pentru cei care nu știu, cum să vă găsească? Fie caută pe internet clubultinerilor.eu, fie intră pe alături de voi pur și simplu și caută datele noastre de contact. Pentru toate aceste informații pe care eu le prezint acum, putem fi contactați doar accesându-se site-ul alăturidevoi.ro. E cel mai ușor de reținut lucrul acesta, inclusiv dacă sunt cei care vor să colaboreze cu noi pe zona de business, de pildă la Unitatea Protejată. Tot așa, dacă intră pe acest site, contactează pe unul dintre noi și imediat se dispecerează informația. Toate acestea sunt rezultate care se văd într-un plus de mai bine pentru comunitatea noastră. Și mai spun? Da! Să mă surprinde și... de ce v-a spus cu atenție! Și avem și cei mai frumoși angajați la Unitatea Protejată. Eu mândrie de câte ori intru acolo cu câte un invitat să se uite curios așteptându-se ca atelierul să fie o chestiune modestă. Și ce, să modestă. Vadă niște monștri sau n-am așa, înțeles? Nu, un atelier modest da, în care da, lucrează da. Niște oameni. Sunt foarte sociabili cei de la Fundația Alături de Voi, de la Unitatea Protejată și e un spațiu în care oricine dorește să vadă faptul că aceste persoane pot să lucreze, că sunt angajați foarte muncitori, ne contactează și vine în vizită și noi avem porțile deschise pentru toată lumea. Avem și rezultate economice acolo și anul acesta n-a fost extraordinar de bun, dar nici n-a fost rău. Deci putem spune că ne-a mers relativ de bine din punctul acesta de vedere. Avem un portofoliu de peste 500 de clienți. Deja foarte mulți dintre cei care ne sunt clienți la Unitatea Protejată au făcut și pasul acesta să înțeleagă cine lucrează pentru ei. Nu e doar un business. Cumpăr un produs pentru că mi-a plăcut sau beneficiez de un serviciu pentru eu că cred că are o valoare mult okay. mai mare. E o valoare în plus. Produsul respectiv, având în vedere că este lucrat de un om cu dizabilitate. Având în vedere că e vorba de un om care și-a depășit condiția inițială exact. Atribuită. Da. Așa? Da. Și un om care a devenit din asistat social. Un om care câștigă propria existență, care plătește în comunitate diverse servicii. Deci, până la urmă, un om care produce dezvoltare în jurul său. Sigur. Noi promovăm întotdeauna și le spunem, voi sunteți niște investitori în comunitate, cum și noi, ca organizație, investim în comunitatea asta. E și normal să vă simțiți apreciați. Și lucrul acesta îți dă o stare bună. Și mai avem un lucru care să ne lăudăm. Vă rog. Ne pregătim de petrecerea de Crăciun. Unde faceți petrecere? Deci faceți petrecere. Facem petrecere de Crăciun. Atunci este spectator. Deci oamenii se distrează și muncesc, dar se și distrează. Pentru că așa e firesc. E și normal. Echipa noastră este foarte mare. Noi suntem la nivel național 89 de persoane. În Iași? Avem în centru în Iași, Constanța și Târgu Mureș. Da. Și în condițiile în care ne-am obișnuit să-i valorizăm pe angajații noștri, da. Să se simtă motivați, să simtă că sunt parte a acestei echipe, petrecerea de Crăciun, chiar dacă nu e foarte bogată, chiar dacă nu este într-un loc somptuos, câteodată s-a desfășurat chiar în sediul nostru, este un moment obligatoriu. În foarte multe dintre firmele din Iași, angajații, când vin sărbătorile, zic mersi să plece acasă. La noi
întâi își strâng mâna unii altora, se îmbrățișează, petrec un moment frumos și apoi plec acasă. Ne-am făcut un obicei din asta pentru că vrem ca oamenii să simtă că sunt între oameni, între colegi, că e frumos ceea ce facem împreună. Deci avem normalitate. Și petrecere. E foarte frumos. Păi, dar îmi place ceea ce îmi spuneți, parcă îmi vorbiți despre o lume ideală. Nu o lume ideală, dar e o lume în care ar trebui să transformăm lumea din jurul nostru, o lume în care să ne prețuim unul pe celălalt și o lume în care să ne bucurăm unul de celălalt, indiferent dacă cel de sus a fost sau n-a fost darnic cu noi. Dacă ne-a dus între oameni de genul acesta, atunci a fost sigur darnic, indiferent ce ne-a luat pentru asta. Da. Aveți și planuri pentru 2016? Bineînțeles că da. Și le dezvăluiți? Cred că nu vă închipuiți că noi plecăm după petrecerea de Crăciun acasă și nu mai avem niciun plan pentru anul următor. Avem planuri pentru 2016, care se anunță iarăși un an foarte, foarte plin de activități. Vom mai avea proiecte în derulare din cele care au fost începute anul acesta. Uh-huh. Proiectul de care vă vorbeam, Parteneriat pentru Incluziune. De asemenea, avem un proiect în derulare, Impact Direct se numește. Aici lucrăm tot pentru persoane din grup dezavantajat și migranți și persoane de etnie romă și vom avea o campanie de comunicare pe o idee care este nouă la noi, job coaching-ul. Asta înseamnă că vom încerca dintre oamenii care au fost un timp acomodați la loc de muncă, da, în interiorul unității protejate util DECO, să batem la ușa firmelor și să spunem, noi i-am pregătit, ei pot fi angajați, dumneavoastră îi vreți, că îi adaptăm și la dumneavoastră, adică să facem pasul acesta spre piața liberă a muncii, de mână cu beneficiarii noștri care au trecut prin acest program de internship, care i-a pregătit foarte bine pentru momentul acela. Cred, dar acum vin și vă întreb, nu vă temeți de un refuz? Știți ce se întâmplă? Angajatorii își creează o proiecție despre potențialul angajat. Noi, da, ne creăm o proiecție mentală despre ce înseamnă angajatorul. Din când în când avem surprize. Eu aștept surpriza aceea. Colegii mei așteaptă aceeași surpriză. Și sunt convinsă că din tot mediul de afaceri ieșan vom identifica oameni care ne pot surprinde cu acceptarea. Am mai făcut acest exercițiu, îl vom face în continuare și de fiecare dată când vom avea câte o reușită, ieșim în față și spunem lucrul foarte acesta, bine. Eu să se împânzească exemplul bun. Așa. Nu, sunt convinsă că sunt oameni care pot trece peste un aparent disconfort și pot înțelege că un angajat cu dizabilități poate să-ți aducă foarte mult profit. În România este o problemă. Dacă în afară angajarea persoanelor cu dizabilități se poate face foarte ușor pentru că există un specialist care asistă un timp persoana respectivă să se acomodeze la locul de muncă, în România a existat un act normativ care prevedea modalitatea în care se poate face angajarea asistată, a dispărut într-un sertar. Da. Nu mai umblăm după el. Nu. Facem angajarea asistată în stilul în care putem noi să facem, da, luând specialistul din zona ONG și ducându-l în segmentul de activitate obișnuită dintr-o firmă și făcând acel serviciu de angajare asistată. Noi avem capacitatea, avem oameni specializați pentru asta și putem face acest lucru. Nu cred că trebuie, era bine să fie acel act normativ. Dar nu cred că trebuie neapărat să existe o lege pentru ca oamenii să fie oameni și să poată progresa împreună. De acord, și atunci noi vom lansa această provocare, vom face acest pas. Logica acestui demers este legat de faptul că oricât ar crește întreprinderile sociale de inserție în care lucrează persoane cu dizabilități, nu se pot dezvolta așa ca o căpușă în continuu. Noi avem 36 de locuri, nu putem avea 200 de locuri. Iar persoane cu dizabilități sunt mii. Dintre acestea, o bună parte pot lucra. Și atunci, șansa ca acești oameni să fie de adevărate la incluși pe piața muncii este să-i ducem, după ce le-am crescut abilitățile de muncă, să-i ducem în mediul privat
pentru ca cele 36 locuri să fie... Pentru cei care intră să se readapteze. Da. Haideți, foarte interesant ceea ce spuneți dumneavoastră. Continuăm această idee și după o scurtă pauză. Pauză. Ne întoarcem, stimați telespectatori, rămâneți cu noi. Da, am revenit, stimați telespectatori, discutăm în continuare cu doamna Mihaela Munteanu, director comunicare, Fundația Alături de Voi. Discutam despre mentalitatea românului, care s-a modificat, dar nu suficient de încât să, mă înțelegeți? Așa încât astăzi, chiar dacă, să zicem că e mai ușor și da, conștientizăm faptul că e nevoie să încadrăm în această societate, pentru că e normal să fim diferiți, cum spunea un invitat de-al meu de-a lungul din emisiunile trecute. E adevărat, i-am încadrat pe semenii noștri cu dizabilități, dar mai avem încă probleme de mentalitate, de educație. Și tocmai discutam că un asemenea lucru nu se poate produce atât de ușor și încă mai întâmpinăm probleme. Acum, eu nu știu dacă dumneavoastră sunteți dispusă să facem public acest aspect sau doriți să vorbim despre lucrurile frumoase pe care le putem face. Cred că mai curând ar trebui să sune asfalt. Eu cred că putem discuta amândouă aspectele. Așa, vă sub haideți. Capitolul ar trebui să... Așa. Ar trebui să putem, atunci când mergem într-un spațiu public, da, să avem acces, chiar dacă suntem într-un căruț cu rotile. Da. Privesc de câțiva ani de zile un eveniment care se face în comunitatea noastră, special de Ziua Persoanelor cu Dizabilități. Așa. Într-o instituție publică, în care rampa dă în ușa închisă. Și în fiecare an persoane cu dizabilități sunt cărate pe brațe până în sala în care se întâmplă evenimentul și coborâte apoi din instituția respectivă. Deci trebuie să facem ceva. Deci trebuie să facem ceva, pentru că suntem la capitolul trebuie să. Oricâte declarații am face noi, dacă am fi șefii instituțiilor respective, și șefii instituțiilor fac declarații. Da, trebuie să și respectăm ceea ce spunem. Trebuie să și respectăm omul. Să ne gândim că are dreptul și cel cu dizabilități să meargă cu un mijloc de transport. Uh-huh. Faptul că există o rampă în spatele unui microbuz nu înseamnă că există și șoferul care să dorească să coboare rampa. Corect. Nouă ni s-a întâmplat această poveste, a fost un dialog, șoferul, știți cum e, el se jură că nu fură, dar l-am prins curața în gura, apelăm la ceea ce știm noi de mititei. Sigur că șoferul se jură că dacă ar fi văzut, ar fi coborât rampa. Probabil că n-a văzut, dar trebuie să vadă. Da. De asemenea, trebuie să avem școli în care elevul cu dizabilități poate intra și universități. Corect. Dacă acum telespectatorii noștri fac un exercițiu și se gândesc la școală la copilul lor, la grădiniță la copilul lor, la universitate la copilul lor, cum poate o persoană cu dizabilități fizice să meargă? Să nu mai spunem de cei care au o problemă cu vederea sau au o problemă cu auzul, să se orienteze, și atunci avem foarte multe răspunsuri la capitolul trebuie să. Trebuie să multe. Din păcate, asta dar înseamnă trebuie doar vreo... că trebuie să trăim foarte mult, să fim foarte înțelepți și să continuăm să muncim la lucrurile acestea. Pentru că cât de toleranți și de inclusiv suntem ca societate, e un indicator foarte interesant despre noi în ceea ce privește dezvoltarea. Asta arată dacă ne-am dezvoltat sau nu. Am pornit de unde am pornit, am defilat cu greaua moștenire, s-a cam terminat de mult cu povestea cu moștenirea, am făcut toate tranzițiile pământului, ideea este unde am ajuns.
am ajuns la situația în care în instituții publice în continuare nu poți pătrunde, nici nu mai am pretenții la cele private, deși ar trebui să am. Am ajuns în situația în care rampele sunt piste de skateboard. Da? Știm foarte multe astfel de situații când înclinarea este foarte mare și nu există niciun fel de lift ca să se poată urca. Da. Am ajuns la situația în care ne este foarte greu să fim un strop oameni cu cei din jur și trebuie să facem un efort. Trebuie să și vrem. Sunt convinsă că vrem. Doar că mai trebuie să facem un efort ca să ne menținem în aceeași zonă pozitivă. Dar să știți că noi vedem în jur faptul că mulți oameni fac acest efort. La un moment dat discutam cu cineva care lucrează la o organizație a persoanelor cu dizabilități fizice și îmi spunea că la momentul acela, în urmă cu ani de zile, inclusiv în biserică, era persoane cu dizabilități fizice interzis accesul prin faptul că trebuia să fie cărat în spate ca să urce pe scările pe care s-a ridicat edificiul respectiv pentru a fi cât mai aproape de cel de sus. Da. Da. Dar au mai apărut câteva accesibilități, am devenit mai toleranți, mai muncim la lucrul acesta, spunem doar ca să ne putem privi în oglindă și pentru a ști ce corecții să mai facem. E o chestiune de autosugestie? Nu doar. E o chestiune de control și se numește control din partea instituțiilor de data asta. Nu de autocontrol, nu-i suficient. Dar dincolo de glumă, eu voiam doar să remarc faptul că mai e un pic de lucru. Mai e de lucru. Vorbim de o strategie pe dizabilitate care are niște zone discutabile. Dacă mi s-ar cere opinia cu privire la ce trebuie făcut, de pildă, cu fondurile publice, așa, pentru că tot avem tot felul de strategii, da? Locale, județene, poate că într-un an ar trebui să ne gândim că din banii publici și persoane cu dizabilități plătesc impozite, da? Ar trebui să finanțăm proiectele care presupun extinderea accesibilizării. Să ne stabilim ca obiectiv prioritar, anul ăsta fac asta. Sau anul ăsta fac o parte din asta și o parte din altă problemă care există. În așa fel încât să ne dezvoltăm ca societate și să lăsăm oamenilor acestora libertatea la o șansă. Da. Noi creăm locuri de muncă și ajutăm în unitatea protejată, dar ei trebuie să poată ajunge la serviciu. Trebuie să se simtă oameni și dincolo de zidurile unității protejate. Ei ce vă spun? Ei ne spun vis-a-vis că la noi e bine. Acest aspect. Da, bine. Da. La dumneavoastră ei se simt confortabil. Când pleacă acasă? Când vin? Când pleacă acasă, când vin, depinde de ce tip de dizabilitate are fiecare. Noi nu avem numai persoane cu dizabilități fizice. Avem, așa cum spuneam, și persoane infectate cu HIV, avem și cu alte tipuri de dizabilități. Problemele sunt multiple, de la accesul la servicii medicale absolut necesare până la accesibilitățile pentru o persoană cu dizabilități fizice. Sunt foarte multe probleme. Acum, și noi ceilalți avem foarte multe probleme. Numai că e bine să nu mai creăm celor cărora Dumnezeu le-a dat deja suficient să ducă prin atitudinea noastră. Dar, repet, ne schimbăm. Nu cu viteza cu care trebuie, dar ne schimbăm. Ne schimbăm în bine. În bine, stimați respectatori, în bine ne schimbăm și trebuie să ne schimbăm în bine pentru că rău a fost suficient. Da, aș vrea să revenim puțin la proiectul despre care spuneați dumneavoastră că îl pregătiți pentru 2016. Așa. Și să putem să-l dezvoltăm puțin. Sigur că da. Este Eu mă gândeam că nu vreți, că e în plan, că e proiect și că după ce se realizează. Astăzi m-am hotărât să mă laud. Da, doamne, să mă așez mai bine. Vă rog. Astăzi vreau să vă zic povești frumoase. Chiar ne apropiem de sărbători și chiar vreau povești frumoase. Tot anul am zis și lucruri frumoase și lucruri mai dure. Am mai atenționat pe câte cineva care nu făcea ceea ce mă așteptam eu să facă
eu și instituția pe care o reprezint, firește. De data aceasta vreau să zic numai lucruri frumoase. Chiar din momentul acesta fac o promisiune publică. Așa. Și vă povestesc din nou despre acest proiect, Impact Direct, care chiar va avea impact pe piața muncii, pentru că noi vom crea un model. Un model de asistență la locul de muncă în vederea angajării persoanei cu dizabilități pe piața liberă a muncii. Este un proiect finanțat din fondurile norvegiene, un proiect foarte important pentru noi, pentru că ne permite să dezvoltăm acest model după care se pot lua alții. Dacă noi vom reuși, și vom reuși, pentru că suntem o echipă foarte performantă, atunci și alții ne vor putea urma și vor avea și un argument în plus. Acolo s-a putut, deci se poate, mai insistăm. Evident. Acest proiect pe noi ne dezvoltă, pentru că avem acces și cred că pot spune fără teama de a greși, în proporție de 99%, că în 2016 trecem la următorul nivel de asistență pentru beneficiarii noștri, exact prin intermediul acestui proiect foarte important. Acela în care beneficiarul nu mai este reținut la locul de muncă, de imposibilitatea trecerii pe piața liberă, ce are o nouă perspectivă. Dacă ar fi să întrebăm acum pe colegii noștri care lucrează în structuri de economie socială similare, da, v-ar spune fără niciun fel de ezitare că acesta este dezideratul. Asta ne dorim cu toții. Cred. Omul să nu rămână acolo. Și eu am văzut modelul ăsta și în afară. Cine poate deci lucra funcționează. Funcționează. De ce n-a funcționat și la noi? Exact. Cine poate lucra pe piața liberă a muncii, acolo trebuie să ajungă. Asta înseamnă incluziune adevărată. Vorbeam zilele trecute, am avut pe 4 decembrie o vizită din partea doamnei ambasador a Suediei. Auzise despre proiectele noastre și a vrut să vadă ceea ce facem. Și îi spuneam că am preluat modelul acesta de la Samhall, o organizație din Suedia care exact asta face. Ia persoanele cu dizabilități din familie, din diverse centre, le crește abilitățile pentru a putea munci și când i-a pregătit, practic translează forța de muncă respectivă într-o firmă privată. Fie că rămân să supervizeze activitatea, fie că din când în când acordă consiliere, depinde de specificul locului de muncă, de cum își dorește angajatorul. Da, da. Practic, asigură adaptarea acelui om în locul de muncă respectiv. Există și situații în care nu se adaptează și atunci, fără nicio problemă, omul se întoarce la locul de muncă protejat, în care primește suport în continuare până când ajunge la un nivel care să-i permită să lucreze pe piața liberă a muncii. Vă dați seama dacă am reușit să generăm aceste exemple, ar practic fi noi exact dar rezolvăm o problemă importantă. În proporție de cât își găsesc un loc de muncă, se acomodează, să zicem, pe piața. Ei vorbeau de 60-70% în Suedia. Sigur că vorbim de o țară în care există un alt nivel de responsabilitate față de comunitate și din partea celui care este angajator. Din păcate, noi nu suntem atât de evoluați. Tocmai de asta suntem relativ modești în pretenția noastră. Vrem doar să generăm un model, să demonstrăm că se poate și apoi să ne luăm colegii de mână, să construim împreună și să realizăm această transformare absolut necesară pentru ca oamenii aceștia să fie oameni normali care își găsesc un loc de muncă. Eu cred că oricare dintre noi ar putea să se gândească la faptul că nu e neapărat deranjat dacă, de pildă, are un coleg care nu știu ce dizabilitate are omul respectiv. Chiar dacă e un lucru evident, până la urmă, colegii nu ți-i alegi, relațiile se creează pe baza relațiilor de muncă, iar oamenii aceștia sunt de cele mai multe ori foarte recunoscători pentru buna primire, pentru faptul că societatea se manifestă în regulă în raport cu ei și scade și povara socială. Gândiți-vă ce înseamnă un asemenea om să fie independent față și să de, producă. Exact, față de un asemenea om să fie dependent de servicii sociale pe viață. Da. Deci despre ce mai vorbim, pentru toată lumea lucrul acesta este foarte bun. Mai zic de 2016? Vă rog! Haideți! mai punem la cale un proiect care să
aduc alături de noi organizațiile neguvernamentale, cele care lucrează în servicii sociale. Da. Pentru că am semnat contractul de finanțare pe Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale. E o federație de un an de zile, dar în care sunt cele mai puternice ONG-uri din regiunea de Nord-Est. Cele care sunt acreditate pe servicii sociale, practic nu orice organizație poate avea acces, dacă vreți, e ca un soi de confirmare a profesionalismului. Fac în acest moment parte 21 de organizații neguvernamentale din FONSS și am semnat un contract de finanțare care ne va permite să scoatem în continuare pe piață un ziar numit Vocea ONG, pe care din când în când îl aducem și să vă lăudați dumneavoastră. Foarte bine, și o să vă lăudați în acel ziar. Și o să ne lăudăm și o să ne spunem și opinia despre chestiunile care ne interesează pe noi, pentru că până la urmă ziarul acesta trebuie să aducă informație în comunitate, omului obișnuit care are nevoie de sprijinul organizațiilor neguvernamentale. Politicianului trebuie să-i spună care este opinia ONG-urilor despre ceea ce face el sau ce ar putea să facă. Jurnalistului trebuie să-i aducă informații pentru următoarele subiecte. Nu știu, ONG-ului trebuie să-i aducă bucuria de a fi știută munca lui, făcută cu foarte, foarte, foarte multă trudă. Și cu rezultate foarte bune. Eu vreau bune. Să vă întreb, de ce ați ales să munciți într-un asemenea domeniu? Eu sunt ziarist. Da. La un moment dat m-am dus la un eveniment, în urmă cu mulți ani de zile, nu zic câți, că vor ghici ascultătorii, spectatorii, telespectatorii vor ghici vârsta mea, glumesc, în 2006. M-am dus la un eveniment organizat de Fundația Alături de Voi România, ca orice ziarist, căutându-mi subiectul în funcție de evenimentul care se desfășura. Și la un moment dat a venit un beneficiar al organizației, m-a prins de după umeri și mi-a spus, căutați un subiect de senzație? Vă spun eu unul. La 5 medici stomatologi am fost să-mi fac un tratament. Mă doare cumplit toată partea aceasta a danturii. Niciunul nu mă primește pentru că sunt infectat. Și le spun lucrul ăsta, dacă nu le-aș fi spus. În moment în care m-a cam frisonat și m-am gândit, asta este o problemă cu adevărat importantă. Așa a pornit colaborarea mea cu Fundația Alături de Voi România, de la ideea că problema aceea era importantă nu pentru beneficiarul acela, sau nu numai pentru el, ci pentru mine ca persoană care merge la stomatolog, pentru mine ca părinte, care are copil care merge la stomatolog. Pentru mine, ca și copil care are un părinte care merge la stomatolog. Și nu doar stomatologul era o problemă. Asta era cea identificată. Și am zis, dacă într-o asemenea situație problema se dovedește a fi atât de importantă, înseamnă că trebuie să fac ceva. Și am încercat să fac ceva punând pe roate o campanie. Campania aceea m-a făcut să mă implic mai mult decât aș fi crezut și am rămas undeva între cele două domenii ale mele de referință din punct de vedere profesional, jurnalismul și respectiv partea aceasta de, eu îi spun activist, poate pentru unii sună prăfuit, dar credeți-mă, chiar e activism, pentru că te lupți cu morile de vânt, tot încerci și Don Quixote avea o platoș și noi n-avem. Nu întotdeauna e foarte vesel, dar e mulțumitor. Pentru că, deși e greu, simți că miști lucrurile un pic. Dacă ai făcut și un pas mic-mic. Deci asta e frumusețea care vă înseninează chipul. E o altă modalitate de a dărui celor din jur. Nu mergi cu sacoșica să-i dăruiești cuiva care pe moment încearcă starea de bine, ci mergi cu tot arsenalul de dialoguri pe care le poți purta, cu câțiva colegi de mânuță care au aceeași durere ca tine, îi tragi de mânică pe cei care sigur nu te văd simpatic, frumos, drăguț, amabil, dar asta este, nu ne putem iubi chiar toți. Evident. Așa. Îi tragi de mânecă, îi sensibilizezi, câteodată mai e și un mic șantaj emoțional, mai spui, da, ați văzut acolo, da, sunteți părinte, da, sunteți bunici. Și vibrează? Câteodată vibrează. Câteodată, dacă nu vibrează, scuturarea e similară cu o vibrație? Eu știu. Știu.
Discutabil. Discutabil. Glumesc firește, dar trebuie să obții acea vibrație, pentru că acesta este sensul mișcării. Așa obții mișcarea. Dacă vibrează la problema ta, dacă se simte responsabil în raport cu ceea ce îi transmiți, atunci trebuie să miște lucrurile. Și încet, încet, am zis, cu o viteză necorespunzătoare, dar se mișcă. Important este că se mișcă aceste lucruri și mișcându-se înseamnă că funcționează tot mecanismul. Mai trebuie uns din când în când să nu scârție și poate că vom funcționa la parametri normale, așa cum funcționează lucrurile într-o țară civilizată, cum ați dat ca exemplu Suedia sau oricare altă țară pentru care persoane cu dizabilități sunt normale, fac parte din normalitatea unei societăți. Dar ele chiar sunt normale. Da, dar eu spuneam că mai avem de lucru cu mentalitatea noastră și cu educația noastră. Niciun moment nu trebuie să admitem că n-ar fi normale acești oameni. Evident. E de ajuns să-i cunoști. Și dacă ai trecut de un lucru care ți atrage atenția, ca înfățișare, poate e mai diferită persoana aceea, dar câți dintre noi suntem unii urâți, neplăcuți altora, antipatici. Exact. Sigur că da. Nu ne iubim toți între noi, nu ne plăcem toți între noi, deci nu este nicio problemă. Diferența, cred că este regula existenței noastre. Deci, e ok, nu e nicio problemă dacă nu-ți place toată lumea din jur, trebuie să admiți în schimb că toți oamenii din jur au aceleași drepturi ca și oameni. Și dacă ai cunoscut astfel de oameni, să vezi cât de bine îi faci să se simtă că le-ai acordat ceea ce ei aveau din start, statutul de om. E o mulțumire extraordinară și atunci încet începi să realizezi că de fapt trebuie foarte puțin pentru această schimbare din jur. Mă gândesc acum la copiii care au sindrom Down. Spun copiii pentru că de regulă lor le atribuim un anumit comportament, dar și adulții la fel. Sunt oameni extraordinar de afectuoși. Eu am pățit în timpul unei conferințe de presă un lucru foarte interesant. Eram la colegii noștri de la Star of Hope la o conferință de presă și a venit un tânăr, înalt de vreo 2 metri, bine făcut, mental, el e undeva în jurul vârstei de 8 ani, dar pentru că acesta este diagnosticul. Dar așa arăta ca un bărbat foarte impunător și m-am îmbrățișat pur și simplu, pentru că am fost foarte simpatică. El era foarte afectuos. De atunci, de câte ori ne întâlneam la câte un eveniment și au mai fost câteva situații, mi-arăta că și-a cumpărat papuci noi, că mama i-a făcut nu știu ce cadou. Încerca să-mi împărtășească, de fapt, bucuria lui. Păi, un asemenea om, chiar dacă nu intră în normalul în care te-ai gândit tu inițial că s-ar încadra, este un om extraordinar, îți dorește afecțiunea pe care cineva care se încadrează în acel tipar s-ar putea să nu ți-o dăruiască. Așa este, așa este, așa este. Da, și cei cu autism și cei cu Down sunt foarte sensibili. Sunt extrem de sensibili și poate că noi cei care, mulți dintre noi, cei care ne considerăm a fi normali, nu suntem atât de sensibili precum sunt aceste persoane care, în aparență, au anumite deficiențe. Cred că sunteți de acord cu mine că ar trebui să lansăm o provocare celor care ne-au privit astăzi. Așa. Anul care urmează, pentru că îndată vine un nou an, să încerce să-și exploateze o latura sensibilității și să vadă dacă în jurul lor nu împrăștie mai multă bunătate, mai multă atenție și dacă nu cumva există și o plată extraordinară pentru toate lucrurile acestea. Eu, din experiența pe care o am, le pot promite că există o plată. Da, deci haideți, stimați telespectatori, prin urmare, în anul 2016, să încercăm să fim mai buni, dar să urmărim treaba asta. Să urmărim și să vedem și efectul. Deci în momentul în care sunteți porniți să vă răzbunați pe ceva sau să ignorați ceva, un lucru care ar merita o atenție deosebită și un gest frumos, să facem
Să ne gândim astfel, cum ar fi dacă l-aș ajuta, cum ar fi să întind o mână, cum ar fi să nu spun acel cuvânt rău, din contra să să-i spun două cuvinte frumoase care să-i însemineze echipul. Și cu siguranță psihologii vor zice că ne vom simți odată noi foarte bine și negreșit și persoana căreia îi adresăm acele cuvinte sau fața de care facem acel gest. Da, noi am ajuns la finalul emisiunii. Ați apucat să vă lăudați, nu prea? Puțin, dar povestea continuă. Poate fi urmărită cu mare atenție pe alături de voi.ro. Cei care deschid site-ul nostru vor ști când povestea continuă. Da, deci ați înțeles, stimați telespectatori, fiți alături de noi, fiți alături de voi fiind alături de noi. Da. Mulțumesc nespus pentru că ați venit astăzi aici, ați renunțat la ce curs? Nu pot să zic public. Deci a renunțat la un curs pentru a veni astăzi aici. La un strop de înțelepciune. La un strop de înțelepciune. Mulțumesc, mă simt privilegiată. Mulțumesc tare mult, doamna Mihaela Munteanu. Și mă mai așteptăm. Cu mare drag. Cu mare drag, pentru că poveștile frumoase trebuie spuse și trebuie spuse la momentul potrivit. Acum cred că telespectatorii sunt mai sensibili la aceste povești, așa că am încercat să profit de... În preajma Crăciunului, atunci... E bine, ar trebui să fie mai multe astfel de momente pe an și am fi mai buni. Am vrut să profit de acest moment undeva, așa că îmi simți aproape mirosul sărbătorilor, parcă zâmbetul e un pic altfel. Da. Da, mulțumesc tare mult, mulțumesc că dumneavoastră când ați fost alături, sunt aceeași Simona Toma, mâine la 16, vă aștept din nou la Oameni de Poveste. Rămâneți pe tele. Coafura prezentatoarei a fost asigurată de salonul Fin Beauty Style.